mă enervează foarte tare pentru că tot încerc să filmez și nu reușesc să mă focalizez absolut deloc. O luăm de la capăt. Spuneți-mi voi în comentarii, ce parfumuri purtați primăvara asta? Nu vă sfiiți? Toate comentariile să meargă acolo jos. Eu o să vă răspund. Ziua de azi este cu și despre mauve. Nu știu cum era voi vremea, dar după ce săptămâna trecută vorbeam despre cât de frumos este că a venit primăvara și despre topul minunat al parfumurilor primăvaratice, ei bine, cred că a început să bată așa un pic toamna la ușă, dacă e să te uiți bine afară, și chiar iarna, mai exact luna noiembrie. Și uite că săptămâna asta este destul de urât afară. Eu am aici un ceai pe care îl savurez și de asta vă și spuneam că mauve este culoarea zilei, pentru că am tablourile mauve, am cana mauve, ceaiul este mauve, este un ceai cu prune. Și astăzi am zis să mai fac încă un top de primăvară. Ei bine, astăzi vreau să mă refer la parfumurile care sunt pentru primăvară sau pe care eu aleg să le port primăvara, dar parfumuri care sunt un pic mai gurmande sau un pic mai puternice, un pic mai cozy, mai confortabile. Și cred că în topul de astăzi nu vom regăsi doar parfumuri ce se pot purta primăvara, ci și parfumuri care ar merge destul de bine iarna. Așa că rămâneți până la final. Apropo, eu sunt Adina, voi sunteți pe parfumul 35, în cazul în care nu v-ați dat seama încă. Nu uitați să vă abonați, apăsați pe butonul de subscribe, vă mulțumesc din suflet pentru că mă urmăriți, pentru că îmi dați feedback, pentru că vă place ceea ce fac. Dați-mi un follow și pe Instagram, acolo eu mai postez poze cu minunățile mele, cu parfumurile mele. Bun, haideți să începem, lăsăm un pic ceaiul deoparte și discutăm despre parfumuri. Rămâneți până la final. Primul parfum de pe lista mea este un parfum din anii 70, este un parfum destul de clasic în sfera asta a parfumeriei. Este un parfum care la vremea lui cumva a revoluționat lumea parfumeriei și este un parfum mai puțin cunoscut. Din păcate la noi în România nu l-am văzut pe undeva, eu l-am cumpărat direct de la producător și fără mai multe introduceri. Primul parfum din topul de astăzi este Coriandră de la Jean Couturier. Vă spuneam, este un parfum destul de clasic, este un parfum din anul 1970 și ceva, cred că 73. Este un parfum cu istorie în spate, este un parfum care are coriandru în el, după cum îi spune și numele. Este un parfum care are o explozie de flori în el, avem ceva citrice, avem bergamotă, avem angelică în notele de vârf, pe lângă coriandru, desigur, care dă și numele acestui minunat parfum. Apoi, când vine vorba de notele de mijloc, acolo se duce un pic înspre sfera florală, deci avem pe de o parte sfera aromatică, cipre, cum vrei să-i spui, a parfumeriei, și pe de altă parte, la notele de mijloc avem flori, avem ilang-ilang, avem, cred că, ceva garoafă, avem, desigur, note de iris, note de violet. Este în același timp și un parfum pudrat și la notele de bază avem vetiver, avem mosc, avem lemn de santal. Este un parfum aromatic de la un capăt la altul, are niște note verzi în el, dar în același timp și niște note elegante și florale. Deci, eu cred că este perfect pentru primăvară, Coriandră de la Jean Couturier. Cred că este mai degrabă de purtat de către femeile un pic mai elegante, dar eu nu mă simt neapărat cea mai elegantă femeie din lume și asta nu mă împiedică să-l port. Mă simt foarte bine în momentul în care îl port, mă simt puternică și în același timp feminină și da, de asta îl recomand. Dacă puneți mâna pe el, el este foarte accesibil la preț și chiar vă recomand să-l cumpărați pentru că își merită absolut toți banii. Al doilea parfum de pe lista mea este tot un parfum de la Jean Couturier, este tot un parfum pe care eu l-am cumpărat direct de la ei, de la producători, și fără prea multe introduceri, acesta este Marjolaine. Chiar vă recomand, în cazul în care reușiți să puneți mâna pe
unul dintre acestea, dacă aveți vreo vizită în Franța sau așa, să vi-l cumpărați pentru că își merită absolut toți banii. Of, nu reușesc să focalizez deloc. Acesta este un parfum care cumva, spre deosebire de coriandru, care se duce mai degrabă înspre sfera aromatică, acesta este înspre sfera florală, un pic fructată, citrică. Se deschide foarte frumos într-o combinație de ceva floral, nu sunt sigură ce, și cred că mandarină, oricum ceva un citric dulce. Avem maghiran, pentru că marjolaine înseamnă maghiran în franceză, cred. Avem maghiran la notele de mijloc. Cred că este primul și singurul parfum pe care îl știu care să aibă maghiran în el. Avem ceva note de nufăr în ca notele de mijloc. Este un parfum fin, este un parfum care pe mine mă face să mă gândesc un pic la Insolence de la Guerlain, dar ele, desigur, sunt niște parfumuri diferite. Asta cu mă duce pe mine să mă gândesc la Insolence de la Guerlain, este strict părerea mea. Și partea interesantă este că este și un pic pudrat, așa ca catifelat, pentru că la notele de bază avem heliotrop, care este o floare pe care eu reușesc să o resimt în parfumuri destul de catifelată și de pudrată, dar în același timp vanilată. Și pe lângă acestea mai avem lemn de santal și cred că mosc. Cel de-al treilea parfum din topul meu, s-ar putea să mă urâți pentru asta, pentru că este un parfum cel mai probabil la care nu v-ați gândi, dar este chiar parfumul cu care sunt dată eu astăzi și cu care m-am trezit pur și simplu în gând și am simțit să mă dau cu el. Este un parfum pe care cu siguranță l-am mai inclus și în alte topuri și cumva eram în... cumva la momentul respectiv, când l-am inclus și în alte topuri, mi se părea că se potrivește foarte bine cu această stare a mea. Însă astăzi eu aleg să-l pun în acest top de primăvară, pentru că mie, purtându-l astăzi, mi se pare că se potrivește de minune cu vremea de afară. Și este un parfum de la Givenchy, nimeni altul decât Dahlia Divine, Le Nectar du Parfum. Eu vă spuneam că acesta este un parfum dulce, este un parfum vanilat, este un parfum minunat, exact ca un nectar. Acest trusar Donna, care mie mi-a fost introdus în gama mea de plăceri parfumate de către nașa prin alianța Sofiei, Corina, el are la 100 de ml și wow, în momentul în care l-am testat eram... Mamă, ce bine miroase! Cred că ar trebui să-l achiziționez și eu. Și uite, așa l-am cumpărat și am zis să-l introduc și pe acesta în topul meu, pentru că este un parfum citric. E un parfum citric un pic floral, un pic fructat. Mie mi se pare că are așa o dulceață citric florală. Cred că ar fi flori de portocal, dar nu sunt sigură. Nici nu m-am uitat ce note ar trebui să aibă în el. Știu doar că are yuzu și de asta îmi place foarte mult. Eu l-am cumpărat pentru că mi se pare că e așa ca un fel de diamant necunoscut încă și cred că își merită banii și ar trebui să fie cumpărat. Eu l-am la 30 de ml, vă spun la de pe EMAG. Este, cred că, o apă de parfum, da, este o apă de parfum. Ca persistență, eu zic că se prezintă foarte bine, ține cam peste 4 ore, oricum un păr reușesc să-l resimt foarte bine chiar și a doua zi. Următorul este un parfum și acesta nou în colecția mea. Este vorba despre acesta, Al Haramain Bel Rouge. Scrie și aici foarte frumos, Al Haramain Bel Rouge. De ce l-am inclus pe acesta în topurile de primăvară? La modul în care arată, sincer, eu mă așteptam să fie ceva mai gurmand, să fie un parfum care se aseamănă cu Baccarat Rouge, pentru că este roșu, scrie Rouge și cumva am reușit să fac o asociere cu absolut tot ce are Rouge în el, trebuie să semene cu Baccarat Rouge. Dar nu este așa. El mai degrabă este un parfum fresh, floral, se duce foarte mult înspre sfera lui Libre de la Yves Saint Laurent, deci dacă îți place acela, să știi că și, sau dacă îți plac parfumurile care se aseamănă cu acela, să știi că și Al Haramain Bel Rouge seamănă foarte bine cu Libre de la Yves Saint Laurent și este mult mai accesibil la preț, cred că este sub 100 de lei. Pe parfumas.ro, nu spun că este identic, deci să nu mă înțelegeți greșit, nu este o clonă după Libre, ci se duce în sfera aceea de parfumerie. Dacă ar fi să mă gândesc eu, undeva până la 70% seamănă cu acela,
Deci, și acesta este o achiziție foarte bună pentru primăvară. Apoi, un altul, tot de pe parfumaz.ro, un alt parfum pe care eu l-am în colecție de anul trecut deja și un parfum care îmi place foarte mult și un parfum care persistă incredibil, este acest Are You Serious Her? Am zis corect. Are You Serious Her? Este o clonă după l'Interdit de la Givenchy și e un parfum care are tuberoză în el, e un parfum floral, eu zic că este perfect pentru primăvară, mama mea îl iubește, îl adoră și pe ea, adică pe hainele ei, pur și simplu nu se lasă evaporat și persistă chiar și câteva zile, chiar îmi spunea zilele trecute că și-a făcut un pic ordine în dulap și a avut o eșarfă care a fost pulverizată cu Are You Serious acum ceva timp și încă s-a resimțit ca și când ar fi fost doar pulverizat. Deci, da, parfumul ăsta, dacă nu ești genul obsedat de parfumuri ca și mine și cauți un parfum care să fie parfum semnătură, un parfum care să persiste foarte bine, cred că acesta poate să fie una dintre achizițiile tale, pentru că este accesibil la preț, persistă foarte bine și este ușor de purtat, pentru că dacă îți plac tuberozele, desigur, este un parfum cu tuberoză, este un parfum care se aseamănă incredibil de mult cu l'Interdit de la Givenchy. Apoi, un alt parfum, din nou, care se duce cumva înspre sfera clonelor din parfumerie, dar de data aceasta vorbim despre o clonă a unui parfum de nișă și acesta pe care urmează să vi-l prezint este tot un parfum arabesc, este tot de pe parfumaz.ro, este tot de la brandul Al Haramain și acesta este cel care mi-a completat colecția de Junon, Junon Noir se numește. El este un parfum dulce, un pic amărui, ce primiroase. El este o clonă aproape perfectă după Dama Bianca de la Xerjoff. Spun aproape perfectă, adică când spun aproape perfectă, spun asta pentru că ar fi absurd să se ducă exact înspre sfera acelui parfum, dar este mult mai accesibil la preț. Xerjoff, Dama Bianca costă foarte mult. Cred că costă peste 150 de euro, spre deosebire de acesta care cred că costă 250 de lei. Deci este la mai mult de jumătate sau 50% diferență între ele, mai mult de 50% diferență între ele. Și ăsta își merită absolut toți banii. Acesta și spun asta din nou dintr-o perspectivă personală și subiectivă, este un parfum dulce, este un parfum mult mai gurmand decât celelalte și mult mai puțin floral decât celelalte și cred că merge foarte bine în zilele ploioase de primăvară, când vrei să resimți un pic de căldură și poate când ești posomorât și când n-ai chef de nimic, acest parfum reușește să te încălzească și să-ți dea așa o stare de bine, tipică, desigur, zahărului și gurmandului. Bun, sincer, nu cred că mai am alte parfumuri să vă arăt. Din nou, dacă data trecută vorbeam despre topul parfumurilor de primăvară pentru primăvara tipică și standard, astăzi am ales să vorbesc despre parfumurile de primăvară pentru zilele mai ploioase, pentru zilele mai capricioase, când parfumurile florale și ușoare poate nu sunt atât de ușor de purtat. Bun, sper că v-a plăcut. Am uitat de unul, mai am unul. Stați un pic, mai am un parfum. Un alt minunat parfum, o altă minunăție de parfum este acest Junon Rose. Eu cred că v-am mai vorbit și anul trecut de Junon Rose când i-am făcut un review unic acestuia. Junon Rose este un parfum care are o floare de cireș în el. E un parfum care te duce cu gândul la livezile de cireș înfloriți. Este un parfum tipic pentru partea aia de primăvară când înfloresc cireșii, când... Cam atât pentru astăzi. Mă bucur foarte mult că ați ajuns până la final. Sper că v-a plăcut și cel de-al doilea top al meu pentru parfumurile de primăvară și că sunteți încântați de ceea ce vă
spun. Ca și data trecută, propunerea rămâne deschisă. Spuneți-mi în comentarii ce parfumuri credeți că ar trebui să cumpăr, pentru că n-ar trebui să lipsească din colecția mea. Și să văd, poate le cumpăr. Cam atât pentru astăzi. Pa, pa! September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control in the driver's seat, but my hands are slipping off the wheel. Now the tables have turned, now I'm up all night. I'm